Iubire, sacrificiu și dragoste până la moarte. Un bătrânel de 87 de ani a luat decizia dramatică de a-și ucide soția bolnavă în vârstă de 84 de ani și să încerce să se sinucidă după crimă, după ce a aflat că el, la rândul său, suferă de o boală gravă. Conform observatornews.ro, italianul se temea că nu vor mai avea bani pentru tratamentele costisitoare și că nici nu va mai putea să fie alături de femeia iubită. Crima a avut loc noaptea în Florența, în timp ce femeia care avea grijă de ei se odihnea în camera sa, scrie Il Giornale. Alarma a fost dată a doua zi dimineața de îngrijitoarea, care a descoperit scena înfiorătoare care a avut loc chiar lângă ea. Pensionarul avea mai multe răni, dar era încă în viață. A fost internat în stare gravă într-un spital din Florența. Oamenii legii continuă cercetările și așteaptă să vadă cum evoluează starea de sănătate a bărbatului. Îngrijitoarea și cei doi copii ai cuplului au fost deja audiați, relatează observatornews.ro.